În zonele de centru și est a țării, starea culturilor de porumb și floarea soarelui este mai favorabilă comparativ cu cea din sudul țării. Gradul de afectare a recoltelor este estimat între 20% și 40%, cu extreme de până la 80% în anumite cazuri. Datele au fost publicate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit cercetătorilor, variațiile în dezvoltarea și fructificarea culturilor din acest an se datorează soiurilor utilizate, tehnologiilor de cultivare aplicate, perioada de însămânțare, respectarea asolamentului și a premergăturilor, precum și temperaturilor extrem de ridicate din ultima perioadă. Obținerea unor producții stabile este esențială pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii noastre. Acest proces complex este influențat de particularitățile biologice ale hibrizilor și soiurilor, tehnologia de cultivare și condițiile de mediu. Starea culturilor variază considerabil de la caz la caz, chiar și la același agricultor, în funcție de tehnologiile aplicate și soiurile cultivate, a declarat Vasile Șarban, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Oficialul a mai accentuat necesitatea cultivării hibrizilor de porumb autohtoni cu toleranță la secetă, adaptați la condițiile climaterice locale. Acești hibrizi, cu o perioadă de vegetație mai scurtă și cu un consum specific de apă mai mic, întreprind modificări morfofiziologice potrivite pentru a face față condițiilor meteorologice extreme.